Gabriel. Templul dumneavoastră? Da. La unde vă încadrați? La Handicap? La Ajutor Social. La 416. Da. Odată ce primăria municipiului Vaslui a început distribuirea produselor alimentare comunitare, vasluienii care s-au încadrat în condițiile prevăzute de lege au venit să-și ridice aceste produse. Unii vor zahăr, alții vor orez, cu toții sunt însă mulțumiți de faptul că, cel puțin pentru o scurtă perioadă de timp, hrana de zi cu zile este asigurată. Alimente, am luat zahăr, nu, zahăr nu, orez, făină, făină de porumb, făină de grâu, biscuiți, macaroane. Eu leac de economie, că la pensia mea nu ne ajunge medicamentele. E, zahăr, mă bucuram când de zahăr, că eu mănânc dulce. E, acum v-au dat nimic, lasă, mi-au dat orez mai mult. E foarte bun. Fac pilav, fac. Ați luat și anul trecut? Da. N-am mai cumpărat, ne-a prins bine. Nu am să spun, sunt mulțumit cu atât. Cât e, puțin? Da, mult puțin, sunt mulțumit. Cei care nu s-au putut deplasa și au trimis rudele să ridice produsele alimentare. Pentru familie. Păi, și nu știți ce produse o să iei? Nu știu, auz câte orez, făină de grâu, nu știu, de porumb, dacă dă, sau lapte, praf, nu știu, sunt de ajutor, sunt. Pentru o soară, da. Pentru o soară. Și ce produse? Ce? Nu știu, să vedea. Și se simte la buzunar? Păi cum să nu se simte? Stă la bloc și are datorii, are... Fiecare beneficiar de produse alimentare, ajutoare comunitare, va primi sau primește, de fapt, pentru că a început deja distribuția, o cantitate de 13 kg de făină albă, 9 kg de mălai, 8 kg de orez, 1 kg 600 de paste făinoase, 1 kg de biscuiți și 1 kg 500 de lapte praf. La nivelul municipiului Vaslui, aproximativ 4.300 de persoane vor beneficia de ajutoarele comunitare.